O profesoară de la Liceul Nicolae Iorga din Chișinău acuză administrația instituției de evaluare neglijentă a activității sale pentru acordarea sporului salarial. Cadrul didactic insistă că merită un adaos, deoarece a pregătit elevi olimpici și are o vechime de muncă de peste 30 de ani. În replică, directorul școlii zice că evaluarea se face semestrial pe baza performanțelor din ultimele 6 luni de activitate. Profesorul nu a întrunit punctele necesare, afirmă administrația. Viorelia Jelihovski este profesoară de informatică și dirigintă pentru elevii unei clase de a noua. Deși este slab văzătoare, femeia muncește în domeniu de 3 decenii, iar de 22 de ani activează la Liceul Nicolae Iorga din Chișinău. Viorelia Jelihovski spune că are multe merite, dar e lipsită în acest semestru de un spor salarial. Este cel certificat despre care am vorbit, că am fost parteneriat, American House. Am fost nerepetate ori în acest centru, în luna august. În luna august, care a fost indicat în acest portofoliu de evaluare. De asemenea, vorbesc despre al doilea certificat, vorbesc despre colaborare cu TM. Celălalt colegi mei au zis ieri că, da, suntem indignați, dar din păcate ne aranjează tot și nu vrem să vorbim nimic. Cu toate că mai mult de jumătate din colegi au zero performanță. Pentru noi contează aceste 600 sau 800 de lei care primim adaosul ca un premiu lunar. Directorul instituției, Aida Gonța, spune că toți profesorii au făcut cunoștință cu metodologia de evaluare încă la începutul anului școlar. Doritorii au completat fișa de autoevaluare și au prezentat activitățile extracurriculare la care au participat. Punctajul a fost oferit în funcție de gradul de implicare. În luna ianuarie a urmat autoevaluarea, fiindcă de aici, de fapt, se începe și performanța individuală a cadrului didactic. Cadrul didactic se autoevaluează, după care fișa de autoevaluare se acordă șefului comisiei metodice, șeful comisiei metodice infirmă sau confirmă, dar asta depinde de argumentele pe care le-a adus cadrul didactic. Deci sunt mulți profesori care au un procent destul de mare, fiindcă numărul de activități pe care le-au realizat pe parcursul unui semestru a fost enorm de mare. Sunt profesori care nu au ajuns la acel procent. Pentru perioada de iulie-decembrie a fost perioada în care trebuia cadre didactice să vină cu acte doveditoare. Am primit doar acea fișă cu 2 puncte bifate în dreptul a 2 activități. În rest, conform dovezile care au fost, nu am putut pune punctajul care a fost mai mare. Administrația liceului asigură că totul s-a efectuat transparent și nu neagă abilitățile cadrului didactic vizat, dar, potrivit regulamentului, sunt luate în calcul performanțele din ultimele 6 luni de activitate. Potrivit Ministerului Educației, calcularea sporurilor cu caracter specific este efectuată anual în raport cu salariul de funcție al învățătorului la clasele primare și cel al profesorului în învățământul secundar. Calculele se fac în baza numărului de elevi înregistrați în data de 1 octombrie a fiecărui an școlar, iar sporurile vor constitui în total cel mult 10% din bugetul anual destinat salarizării cadrelor didactice.